Dragii mei, aș vrea așa întâi să încep cu o rugăciune pe care vă adresez. Să mă iertați dacă n-am să fiu la înălțimea așteptărilor. Pentru că noi suntem atât de diferiți unii de alții și este foarte greu să aduci în inima fiecăruia ceea ce îl așteaptă, ceea ce îl dorește. De aceea, dacă nu voi fi la înălțime pentru unii, îmi cer merit iertare încă de acum. Însă sper ca Bunul Dumnezeu să împlinească neputința mea. Și sper ca această seară să fie așa cum postul este o călătorie spre înviere și seara aceasta să fie o călătorie spre înțelegere. Pentru că ceea ce vom înțelege va trebui să transpunem în viață. Vă mărturisesc sincer că gândul acesta a fost foarte spontan. Și mi-am dat seama că biserica noastră ortodoxă, departe de a fi o biserică statică, o biserică chipurile tradițională și așezată cumva într-o albie, este de fapt o biserică foarte dinamică. Numai că dinamica vieții în Biserica Ortodoxă nu este o dinamică explozivă de tip show, de tip fantastic, ci este o dinamică a profunzimilor, a adâncurilor ființei, pe care atât de minunat îl exprimă psalmistul David într-unul din psalmi, adânc, pe adânc cheamă în glasul căderii apelor tale. Adică în revărsarea Duhului Sfânt, adâncul ființei umane cheamă adâncurile lui Dumnezeu, care ca un izvor neîncetat curge în timpul pe care noi îl trăim în această lume și pe care avem datoria sfântă de a-l transforma în veșnicie. Pentru că omul prin iubire se înveșnicește și atunci viața sa pământească, împreună cu toate cele pe care le trăiește aici, trebuie să se înveșnicească. Tema este extrem de complexă și de mare, pentru că noi suntem la o distanță de 2000 de ani de începuturile Bisericii creștine. Și vă dați seama în 2000 de ani câtă experiență s-a acumulat. Nu doar la noi în biserica noastră, pentru că și noi ca biserică suntem de 2000 de ani, Biserica Ortodoxă din România, nu spun Biserica Ortodoxă Română, ci Biserica Ortodoxă din România. Gândiți-vă la pustia Egiptului, gândiți-vă la pustia Sinaiului, gândiți-vă la pustia Hozeva, gândiți-vă la pustia Sfântului Sava, gândiți-vă la pustia din Rusia, din Pecersc, așa mai departe. Gândiți-vă la toate colțurile Pământului unde au strălucit luceferi mari. Unde trăirea acestor taine dumnezeiești, acestor descoperiri, acestor revelații dumnezeiești au străpuns veacurile și au ajuns până la noi. Și atunci noi ne îmbogățim din acest tezaur extraordinar al Bisericii. Pentru că ceea ce Biserica moștenește din generație în generație este viața în Dumnezeu. Trăirea aceasta atât de profundă și de adâncă în care omul își împlinește scopul vieții lui și în care își împlinește călătoria din această viață, către viața cea veșnică. De aceea,
doar vom puncta, nu? Vom puncta câteva lucruri importante pe care vă mărturisesc că le-am descoperit în această carte a părintelui Alexander Schmemann, postul Pași spre Înviere. După ce am gândit tema, am și găsit această carte. Și a fost atât de minunat că avem și vă recomand această carte. Titlul autentic în limba engleză este tocmai Călătorie spre Înviere. Așa, am coincis cu părintele Schmemann. Așa. M-am bucurat mult pentru că multe lucruri. Și de ce vă recomand această carte și de ce m-am bucurat de această carte? Această carte nu face teorie a postului, ci ne așează în Duhul postului. Și se vede că doar cine trăiește postul îl poate înțelege și îl poate împărtăși celorlalți. Deci am găsit în cartea părintelui Alexander Schmemann această înțelegere duhovnicească a postului din experiență. Atunci nu este teorie, nu este teologie teoretică sau academică în această carte, ci exact merge pe urmele Sfinților Părinți și împărtășește credincioșilor din vremea noastră. Ne împărtășește nouă, pentru că una e să vorbești, să faci teoria apostului așa la mod general și alta este să împărtășești din experiență și mai ales să împărtășești din dreapta înțelegere. Nu? Sau din dreapta ortodoxie, din adevărata ortodoxie, pentru că din nefericire au apărut și în ortodoxie tot felul de surogate de ortodoxie. Au apărut tot felul de surogate de ortodoxie. Vă dau doar un simplu exemplu. Undeva, într-o țară ortodoxă, s-a construit o biserică moschee, unde creștinii ortodoxi se duc și se roagă cu musulmani. Și au consacrat chipul de acest templu comun, da? L-au consacrat un imam și un mitropolit ortodox. Păi, nu este un surogat de ortodoxie? Asta poate fi ortodoxie? Nu, nu poate. Sau într-o altă biserică, nu dau nume, nu dau... Că n-are rost. Dar fenomenele sunt și ele există. Da? Într-o biserică, da, preotul a închiriat unei trupe de hip-hop să facă un concert hip-hop în biserică. Vedeți? Deci, din păcate, au apărut aceste lucruri. Atunci, nu putem numi ortodoxie ceea ce se întâmplă. Este ceva străin de Duhul Sfinților Părinți. Că nu poți să te rogi cu cei care neagă dumnezeirea lui Hristos. Adică nu ne rugăm cu ereticii arieni, dar ne rugăm cu musulmanii. Păi și unii și alții neagă dumnezeirea lui Hristos. Și atunci, ce legătură are Hristos cu Belial? Ce legătură are Dumnezeu cu Satan? Spunea părintele Nicolae Steinhardt, atât de frumos, cu diavolul, și dacă vrea să semnăm o hârtie pe care scrie Dumnezeu există, nici atât, pentru că are el vreun truc ascuns. Deci nici atât. Niciun fel de compromis. De aceea, dragii mei, mă voi așeza și voi începe să punctez câteva lucruri. Jumătate de oră e bine, da? Nu prea mult. Eu știu că am 30-35 de minute. Dar după care... Cât așa. Simțiți, cât doriți. Da. N-aș vrea să vă obosesc. Nu neapărat că aceste lucruri pe care le voi spune obosesc pe cineva, ci doar că fiind prea multe deodată, așa, riscăm să se verse pe din afară. Da? Și atunci, este bine ca ceea ce punctăm să și reține, după care m-aș bucura din tot sufletul să aveți curajul de a provoca întrebări care, de multe ori, ne zidesc mai mult decât o expunere care n-aș vrea să fie sistematică, ci aș vrea să fie doar un pic mai concretizată, pentru că, încă o dată, această călătorie este străbătută de milioane și milioane de creștini de-a lungul a 2000 de ani. Și atunci, vă dați seama, este foarte greu să sintetizezi
toată această bogăție, tot aceste zauri. Atunci este suficient să scoți câteva perle, câteva diamante și să le arăți, uite ce frumos este postul în tradiția bisericii noastre. De ce am intitulat postul acesta Călătorie? Pentru că seamănă mult cu firea omului. De aceea am intitulat Călătorie. Și mai ales, nicio călătorie nu este un scop în sine. Ci călătoriile au, fiecare dintre ele, au un scop anume, de a ajunge la o destinație. Foarte important însă, în călătorie, să avem elementele necesare. Nu putem călători fără să știm unde mergem, fără să cunoaștem traseul, fără să cunoaștem locurile de popas, fără să cunoaștem cu cine vom călători, fără să cunoaștem alimentul care avem nevoie pe perioada călătoriei și așa mai departe. Pericolele la care suntem expuși, nu? Și atunci, călătoria este un lucru și responsabil și conștient. De aceea este foarte important înțelegerea rațiunilor acestei călătorii. Iar rațiunile călătoriei postului mare, să nu credem cumva că sunt rațiuni omenești, ci sunt rațiuni divino-umane. Pentru că întreg creștinismul se bazează pe divino-umanitatea lui Hristos, toată teologia patristică, toată învățătura bisericii noastre este o învățătură a întâlnirii între Dumnezeu și om, a comuniunii omului cu Dumnezeu, toată lucrarea mântuirii este o lucrare divino-umană, de aceea postul are în special rațiuni divine. Rațiuni duhovnicești. De aceea atât de important este să pricepem că această călătorie a postului a început în Rai. Unde Dumnezeu i-a spus lui Adam, mănânci din toate, dar din acest pom să nu mănânci. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne-a dat viața și ne-a dat și posibilitatea de a ne hrăni. Dar nu să ne facem din hrană un Dumnezeu. Sau nu să încercăm prin a ne hrăni să ne așezăm în hrănire și să nu mai ținem cont de Cel care ne-a creat, care ne-a dat viața și care ne-a dat și elementele necesare hrănirii noastre. Însă hrănirea nu este un scop în sine. La fel cum postul nu poate și nu este și nu are niciun scop dietetic. Sau de dietă, pardon, nu dietă, scop de dietă. Da? Deci nu este o dietă. Și atunci nu este o rațiune alimentară. Postul nu folosește atât de mult trupului cât trebuie să folosească Duhului. De aceea Dumnezeu a dat postul cu un scop înalt, anume ca prin ascultare care nu mai ține de trup, ci ține de suflet, omul să primească harul îndumnezeitor. De aceea, ceea ce n-a reușit Adam în Rai, deci ceea ce n-a reușit Adam în Rai, a reușit Hristos în trupul Său și prin trupul Său unit cu dumnezeirea Sa, deci umanitatea noastră unită cu dumnezeirea Sa, a reușit să îndumnezeiască pe om, dar a reușit ceva mult mai mult. Să facă din Eva mamă a lui Dumnezeu și să facă din Adam tată după trup al lui Dumnezeu. Aceasta este taina postului. Că Dumnezeu a îngăduit ca omul să cadă pentru a-l ridica după cădere la o treaptă mai înaltă decât prima chemare a lui. Nu spun eu lucrul acesta, ci îl spune Sfântul Simeon, nou teolog. Și bineînțeles, acest lucru se bazează
pe Sfânta Evanghelie, pentru că dacă vom vedea la Evanghelia după Luca, avem acolo o genealogie a Mântuitorului Hristos, care începe cu Sfânta Fecioară Maria, cu dreptul Iosif, și termină cu Adam, și ultimul verset spune Fiul lui Adam. Și spune Sfântul Simeon, nou teolog, că întrupându-se și devenind fiul al lui Adam după trup, a mers după tatăl său trupesc în ea, l-a prezentat tatălui ceresc și a spus, de acum el este tatăl meu după trup, iartă. Și l-a așezat pe Adam mai presus decât ce ar fi ajuns el dacă n-ar fi căzut. Deci de aceea se numește Fiul Omului. De aceea Mântuitorul Hristos este numit în Sfânta Evanghelie Fiul Omului. Acum înțelegem de ce nu înțelegeam când eram copil cum adică Iisus Hristos este Fiul Omului. Deci până acolo a mers smerenia Lui. Generozitatea Lui Dumnezeu în cazul acesta este și o lucrare, dacă vreți, că așa spune Scriptura că Mântuitorul Hristos a venit pe pământ să strice lucrurile diavolului. Și atunci, ceea ce a stricat diavolul în Adam, Mântuitorul Hristos a vrut să-i arate diavolului că îl va ridica pe Adam acolo unde el nu va mai avea acces niciodată la el. Că dacă omul nu se îndumnezeia, ar fi putut fi ispitit și în veșnicie. Atât de înțelept și atât de generos este Dumnezeu, încât s-a smerit în această unire ipostatică cu omul ca să-l ridice pe om dincolo de orice pericol și să-i dea o demnitate la care omul fără Dumnezeu nici n-ar putea să gândească. N-am putea niciodată să gândim și să înțelegem și să ajungem cu mintea noastră. Tocmai de aceea Sfânta Evanghelie și Teologia Sfinților Părinți este atât de abisal, atât de înaltă și prin aceasta vedem că este de la Dumnezeu, că nu e de la om. Dacă învățătura bisericii noastre ar fi de la om, ca orice lucru omenesc s-ar fi stins cu timp. Dar iată că, deși răstignită pe crucea istoriei, Biserica Ortodoxă este încă vie. Nu doar că este. E vie. De aceea, noi pornim în această călătorie să ne asumăm și să participăm la ceea ce ne-a fost dat în dar. Pentru că, am spus, călătoria are un scop. Scopul este unirea cu Dumnezeu. Nu? Elementele necesare acestei călătorii sunt nevoința, crucea și moartea. Pentru că mântuirea nu este o evoluție sau o dezvoltare sau un progres. Ci mântuirea, ajungerea la înviere, se face prin nevoință. Prin moarte și prin cruce. Aceste elemente, dragii mei, sunt lucrări dumnezeiești la care suntem invitați să participăm. Și știm foarte bine că postul mare începe cu acele trei duminici. Duminica Vameșului Zaheu, Duminica Vameșului și a Fariseului și Duminica Fiului Risipitor. Este foarte important să fii pregătit când pleci într-o călătorie. Ce ne sugerează aceste trei duminici? Lucruri fundamentale. În primul rând, în Duminica Vameșului Zaheu, primul element de care avem nevoie să procedăm în această călătorie este dorință. Adică să vrem. Chiar și scara Sfântului Ansferaru cu acest lucru începe. Trebuie să vrea omul, să dorească.
să-și altoiască voința, nu? Cu mlădița înțelegerii, a dreptei înțelegeri, și să dorească. Ce să dorească? Ceea ce a dorit și Zacheu Vameșul. Aș depăși condiții. Pentru că omul care nu vrea să-și depășească condiția, se plafonează și atunci el va călători doar pe orizontal. Adică se va mișca în limitele creaturale. El nu va zbura, nu se va mișca pe vertical. Și atunci Vameșul Zacheu se urcă în copac, deci el inițiază o călătorie pe verticală. Și ce este important? Că viața aceasta în Hristos, viața aceasta duhovnicească, este un permanent urcuș, nu? Scara Sfântului Ascărar, e un urcuș. Cruce, este punte către cer. Postul, nevoința, este o depășire a condiției umane. Pentru că firescul uman înseamnă mâncare, înseamnă aliment. Da? Dar iată că Adam a fost supus ispite și a mâncat, Hristos a fost supus ispite și n-a mâncat. Și atunci el a spus Mântuitorul Hristos, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Dar cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu a venit și el tot ca pâine. Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Și atunci, nu mânca, s-a transformat în luați mâncați. Altă pâine. Vedeți? Altă pâine. Luați mâncați. Adică, nu trăiți doar la nivelul nevoilor trupești. Mâncați-mă pe mine, pentru că eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer, iar destinul vostru final nu este pământul, este cer. Și atunci, dorința aceasta de a începe o viață duhovnicească, de a căuta înțelesurile duhovnicești a ceea ce facem în biserică, de a căuta să creștem pe verticală, care este rezultatul? Atrage atenția lui Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul Hristos părăsește mulțimea și se duce către Zacheu. Deci să știți că Mântuitorul Hristos ne-a spus, fără mine nu puteți face nimic. Și atunci, dar nici nu înseamnă că nu trebuie să faceți nimic ca să mă aveți pe mine. Deci nu înseamnă să nu faci nimic, dar să mai... Nu. Noi trebuie să începem. Trebuie să luptăm. Trebuie să dorim. Da? Și atunci, în starea noastră de fierbere, în starea noastră de pregătire, de efort, de dorință, da? În această stare, atragem atenția lui Dumnezeu. Vine Harul lui Dumnezeu și ne însoțește ca să putem... Și ce spune Mântuitorul Hristos lui Zacheu? Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Deci iată că dorința de a începe călătoria, și atât de frumos spunea cineva, nu? Că ceea ce îți dorești, deja ai ca început al călătoriei tale. Deci, odată ce dorești viața duhovnicească, deja o ai ca început. Îl dorești pe Hristos, deja l-ai. Ca început. Ca oaspete. Da? Și să nu uităm că sfârșitul dorinței nu este doar să rămână Hristos oaspete la noi, ci să ajungem la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Da? Și ceea ce spune Sfântul Isaac Sir, Doamne și Stăpânul vieții mele. El devine proprietar. El devine proprietar. Sau mai degrabă, noi devenim El. Asta este marea noutate în creștinism. Este atât de firesc ce urmează Duminica Vameșului și a Fariseului, care pune față în față mândria Fariseului cu smerenia Vameșului. Dar este bună și terapia negativă, adică vedem cum nu trebuie să fim, dar mai ales vedem cum trebuie să fim. Ce este smerenia, dragii mei? Sunt atât de multe formule. Dar cea mai autentică formulă a smereniei înseamnă, este îmbrăcarea în slava lui Dumnezeu. Pentru că însăși definiția ființei bisericii nu este alta decât slava lui Dumnezeu împărtășită omului. Aceasta este esența ființei bisericii. Slava lui Dumnezeu împărtășită omului. Și atunci smerenia este îmbrăcarea în această slavă. Pentru că omul smerit nu este lipsit de slavă, ci este lipsit de falsa slavă a lumii. Care nu pornește, nu merge la esență, ci merge doar la coajă, la suprafață.
Că slava lumii, omul este creat de Dumnezeu să fie îmbrăcat în slavă, odată ce proiectul lui Dumnezeu cu noi este de a deveni Dumnezeu. Nu? Păi, El ne cheamă la a ne îmbrăca în slava Dumnezeirii sale. A deveni părtași la dumnezeiasca fire, cu toată strălucirea ei. Nu? Și atunci, în călătoria aceasta către post, trebuie să începem cu dorința, dar imediat să ne întrarmăm cu ceea ce este specific lui Dumnezeu. Pentru că dacă L-am primit pe Hristos în casa noastră, ca oaspete, îl putem și alunga prin mândrie, crezând că e meritul nostru că a venit. Nu este meritul nostru că a venit. Este planul Lui, este dragostea Lui. Dar dacă nu înțelegem că nu putem pleca în această călătorie fără să semănăm lui Hristos. Ia uitați ce spune Sfântul Simeon, nou teolog. Că cei ce stau la poarta împărăției cerului nu vor privi sufletele care vor veni acolo decât la un singur lucru. Dacă seamănă cu Hristos. Dacă nu seamănă cu Hristos, nu vor fi lăsați să intre. Și atunci, prin ce semănăm cu Hristos? Tocmai începutul semănării cu Hristos este dorința de a ne îmbrăca în slava Lui care este smerenie. Contrar acestui lucru este falsa smerenie și mândria, care e tot același lucru. Sau, Doamne ferește, să ajungem să ne mândrim cu lucrurile lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Papacioc spunea, nu ne mândrim că suntem ortodoxi, ci trebuie să ne smerim că suntem ortodoxi. Ca să fim ortodoxi, trebuie să fim smeriți. Adică, cu alte cuvinte, dragii mei, l-am întrebat pe Tătăica. Că, acum, toți dacii știți cine e Tătăica. Tătăica, ce-i smerenie? Și Tătăica mi-a spus atât de simplu. Tot ceea ce ai și ești, e al lui Dumnezeu. Nu e al tău. Și atunci, ce înseamnă a ne smeri? A-L lăsa pe Dumnezeu să ne modeleze. A-L lăsa pe Dumnezeu să opereze în noi, chiar dacă ne doare, acea operație, acea chirurgie dumnezeiască, prin care scoate tumoarea firii celei vechi, scoate toată mizeria a ceea ce noi am moștenit ca fire din căderea lui Adam și pune în locul acelei căderi firea înnoită în Hristos. De aceea avem nevoie de smerenie. Să te lași, cum spunea Părintele Sofronie Saharov, să te lași moale în mâinile moi ale lui Dumnezeu ca să te ducă de la chip la asemănare. După aceea vine Duminica Fiului Risipitor, care este o duminică a unei tragedii și a unei înălțări grozave. Știți că ortodoxia este paradoxală. Creștinismul este paradoxal prin definiție. Un Dumnezeu smerit este cel mai mare paradox. Nu? Și atunci, dragii mei, în această duminică ni se arată căderea și ridicarea omului. Căderea și ridicarea. Cu ce ne duce Fiul Risipitor, la ce ne duce? Ne duce la starea de exil. Noi aici pe pământ toți suntem exilați. Suntem într-un exil. De unde? Păi din rai. Am fost alungați. Și această stare de acum, așa cum o trăim, este un tragism. Pentru că noi nu trăim aici pe pământ viața. Să nu creadă cineva că ceea ce noi trăim aici pe pământ este viața. Nu. E viața. Este o amânare a morții. De ce mănânc? Să nu mor de foame. De ce beau? Să nu mor de sete. De ce dorm? Să nu mor de oboseală. Pentru că Dumnezeu a poruncit în clipa în care vei mânca cu moarte vei muri. Și totuși Adam n-a murit. Și atunci Dumnezeu și-a arătat milostivirea Lui și-a amânat moartea cu 960 de ani ca să-i se dea posibilitatea lui Adam să se întoarcă. Să-i se dea posibilitatea lui Adam de a veni la pocăință. N-ar fi cunoscut Adam nici pocăința, care este smerenia în lucrare,
Și smerenia, așa cum a spus, este îmbrăcare în slava lui Dumnezeu. Și nici n-ar fi cunoscut atât de adânca iubire a lui Dumnezeu pentru el, care l-a făcut pe Dumnezeu să se facă om, da? Și să devină fiul al lui Adam, fiul al omului, fiul al Evei, al Maicii Domnului și fiul al lui Adam. De aceea, dragii mei, în acest exil ni s-a îngăduit suferința. Dar suferința nu ca pedeapsa păcatului, ci suferința ca trezire, ca semnal de alarmă. Pentru că Fiul Risipitor ne arată acest lucru, că suferința Lui, când a ajuns la nimic, și mai mult decât atât, El și-a cheltuit toată averea, dar prin cheltuirea averii a ajuns la nimic și a ajuns la degradarea demnității sale de Fiu. Din Fiu a devenit slugă. Și aceasta este starea noastră. Este o stare degradată. Pentru că din Fiul lui Dumnezeu a devenit slugea păcatului. Am devenit robei păcatului. Și odată ce ești rob al păcatului, ești rob al satanei. Pentru că satana te amăgește, te pune să paști porcii, patimilor. Și atunci nu te satură. Pentru că roșcovele nu satură. Doar te umflă. Așa fac și patimele. Patimele nu te satură. Dar a îngăduit Dumnezeu ca în iadul nostru personal să ne aducem aminte. Și atunci, ce este exilul? Și credeți-mă, dragi, am trăit 15 ani în exil. Ce trezește exilul? Cel mai nobil lucru în om este dorul de acasă. Aici, pe pământ, ni se face dor de cer. Ni se face dor de acasă. Pentru că sunt lucruri care nu le putem accepta sub nicio formă. Răul, stricăciunea și moartea. Omul nu le poate accepta. Trăiește cu ele, le rabă, dar nu le accepta. Nu se poate bucura nimeni de ele. Decât în prezența lui Dumnezeu, răul este semnalul de alarmă că nu ești bine unde ești. Da? Suferința trezește dorul, convertirea suferinței, a durerii în dor. Este extraordinar lucrul acesta. După care, nu? Dorința de întoarcere acasă, îmbrăcat în slava lui Dumnezeu, adică în smerenie. Doamne, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Primește-mă. Mi-asum condiția de argat, dar vreau să stau lângă tine. Și în această perioadă a celor trei duminici, știm că se cântă la strană Psalmul 137 la râul Babilonului, care nu este altceva decât Psalmul celor exilați. În exil ți se face dor. Țineți minte lucrul acesta. Și atunci dacă noi înțelegem că aici suntem în exil și că trebuie să ne întoarcem acasă, atunci nu ne vom umple inima cu plăcerile acestei lumi. Nu ne vom obișnui cu pașterea porcilor și cu mâncatul roșcovelor. Ci vom dori să ne hrănim cu pâine. Și mai ales cu pâinea care s-a pogorât în cer, care este Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu realizăm înstrăinarea de Dumnezeu, nici nu ni se va face dor. Dacă nu realizăm condiția de exilați și că trebuie să ne întoarcem acasă, nu vom putea niciodată să biruim moartea. Pentru că chiar dacă la înviere ni se spune că Hristos a biruit moartea, ne-a spus-o de atâtea ori Hristos că cel care crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi, vedem totuși că murim. Și atunci ne întrebăm, oare ne minte Dumnezeu? Dacă Hristos a înviat și a biruit moartea și noi suntem ai lui Hristos și suntem împărtășiți cu trupul și sângele Lui, de ce mai murim? Și iată că Hristos, prin biruința asupra morții, a schimbat firea ei. Firea morții era, înainte de Hristos, stăpânirea asupra omului, nu doar că îl lua din lumea aceasta, ci îl ducea în iad. Puterea de stăpânire a morții era aceasta. Odată ce a venit Hristos, moartea a devenit paște. A devenit trecere din această viață, care nu e viață, ci este amânarea morții. Deci trecerea din moarte la viață. Adică această lume
această stare care este atât de fundamental legată de supraviețuire. Și nu este adevărata viață, de aceea nu putem să rămânem aici. Și nici nu putem fără moarte. Că dacă n-ar veni moartea, atunci s-ar eterniza cele trei lucruri pierdute prin alungarea din rai. Adică nestricăciunea, omul a pierdut-o, prezența vizibilă a lui Dumnezeu și cunoașterea adevărului. Vedeți? Aceste lucruri Adam le-a pierdut. Oare de la Adam încoace omenirea nu este într-o căutare a adevărului în permanență? Ce face lumea științifică? Ce face omenirea ruptă de Hristos, ruptă de Dumnezeu? Caută adevărul. O, noi l-am aproape în Hristos. Că nu s-a dat decât în Hristos cunoașterea adevărului. Atât. Fără Hristos nu putem să înțelegem. Doar știm câte ceva. Cunoașterea este posibilă, dar nu cunoașterea adevărului. Pentru că Hristos, El este adevărul. Și în afară de El și dincolo de El și sub El nu există nimic. De aceea, această înstrăinare a lui Dumnezeu, această stare pe care noi o trăim în exil, ne trezește încă o dată, spunem, dorul de a ne întoarce acasă, dorul de a ne uni cu Hristos. După care vine duminica înfricoșate judecăți. Această duminică este duminica lăsatului sec de carne. Biserica nu ne rupe brusc de alimentele de fruct, alimentele de dulce, ci face o rupere treptată. Întâi lăsăm sec de carne. Avem voie să mâncăm produse, nu? Așa cum știm cu toții, lapte, brânză, săptămâna brânzii. Și această duminică a înfricoșatei judecăți este precedată de sâmbăta pomenirii morților. Și datorită faptului că această duminică este sub pecetea iubirii lui Dumnezeu față de om, fiindcă să nu uităm, criteriul de judecată, criteriul la judecata finală nu este altul decât iubirea. Nu? Am fost flămând și mi-a dat să mănânc. Am fost, deci, iubirea ca răspuns al omului față de iubirea lui Dumnezeu. Și în această iubire, da, sunt incluși și cei ce au plecat dintre noi. Pentru că la Dumnezeu nu există vii și morți. Ci există biruitori și luptători. Aceea, biserica în parte teoretic. Nu? Este împărțită teologia în parte teoretic în două. Biserica triumfătoare și biserica luptătoare. Dar noi suntem una. Pentru că în Sfântul Potir, când se toarnă părticelele, toți suntem în aceea stare de comuniune cu Dumnezeu, cu Sfinții și cu toți cei vii și cu toți cei plecați dintre noi. Atunci, noi facem parte din bunătățile date de Dumnezeu, facem parte și celor plecați dintre noi. Îi luăm cu noi în această călătorie apostolului. Nu? Pentru că în fiecare sâmbătă apostolului, după aceea, se fac acele slujbe de pomenire, acele slujbe de sărbătoare a învierii, pentru că slujbele de sâmbătă se face liturghia Sfântului Ioan, Gură de Aur, și odpustul acestei liturghii este odpustul de duminică. Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu. Deci, înțelegem că cei plecați deja gustă din înviere. Și atunci, oferindu-le noi lor darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, din bunătățile pe care Dumnezeu ni le-a dat, le oferim dragostea noastră și doar dragostea justifică legătura noastră cu Dumnezeu, pe care o vom face prin nevoință. Îi vom dovedi lui Dumnezeu prin nevoința apostolului că îl iubim. Nu există nicio altă rațiune pentru a posti. Și nu există nicio altă forță interioară care să ne ajute să ducem la capăt postul și să-l ducem complet, adică să fie o postire și a trupului și a sufletului, pentru că și sufletul trebuie să intre în post, în stare de post. Nu există o altă rațiune decât rațiunea iubirii. De aceea duminica înfricoșatei judecăți este înfricoșată pentru cei ce nu iubesc. Nu și pentru cei ce iubesc. De?
Biserica nu ne sperie cu acest cuvânt, ci ne arată cât de groaznică este pentru noi oamenii lipsa iubirii. Vedeți? Că nu există alt criteriu mai înalt, nici dinspre Dumnezeu spre om, pentru că El nu ne-a creat din altă rațiune decât din iubire, El nu se relaționează cu omul decât prin iubire și atunci nu acceptă de la om altceva, nimic din ceea ce facem dacă nu este făcut din iubire. Deci, practic, noi ne judecăm la judecata înfricoșătoare. Nu Dumnezeu ne judecă și nici nu ne pedepsește. Practic, faptele noastre ne judecă pe noi. Sigur că da. Mai ales că Dumnezeu l-a creat pe om ca o făptură demnă de iubire. Vedeți? Este cea mai înaltă demnitate. Omul este demn de iubire. Și tocmai asta îl face demn și pe cel ce iubește și pe cel iubit. Bineînțeles că toată această dăruire, nu? Pentru că postul fără milostenie, la fel, nu este. Însă, pericolul ca să începem postul dintr-o iubire ca act social, nu ca act duhovnicesc, atunci intrăm într-o fază de secularizare a bisericii, da? Într-un soi de activism social în care ne amăgim cumva conștiința că ne-am făcut datoria. Da? Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți, dau zecioare din toate, zornă-i punguța de bani la templu, mi-am liniștit conștiința. Ci milostenia la care suntem chemați să dăruim pentru cei... De ce? De ce milostenia este un act duhovnicesc în ceea ce îi privește pe cei răposați? Pentru că ei nu pot să-ți întoarcă înapoi. Și mai ales adevărata milostenie este să dai celui ce nu poate să-ți dea înapoi. Mai mult decât atât, vreau să vă aduc în fața frăților voastre, în conștiința frăților voastre, o interpretare extraordinară pe care o face Sfântul Simeon, nou teolog, la Duminica Înfricoșată de Judecăți. Care spune că adevărata milostenie, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat. Spune Sfântul Simeon, nou teolog, nu se referă la victimele bogaților. Pentru că, spune el, săracii sunt victimele bogaților. Ce, de ce ai tu mai mult ca fratele tău? Din lăcomie. Că tu, adunând mai multe, l-ai privat pe el de ceea ce îi se cuvenea de drept. Fiindcă spune Sfântul Simeon, nou teolog, pământul, apa și aerul sunt daruri comune ale tuturor oamenilor. Nu are nimeni dreptul să ia mai mult și să-l priveze pe celălalt. Și atunci, a da din ceea ce avem în plus celor săraci, nu este un act de milostenie, ci este un act de dreptate. Noi trebuie să le întoarcem, să le întoarcem ceea ce le-am furat prin lăcomie. Pune Sfântul Simeon, nu te-au lucrat. Și atunci ce înseamnă a da hrană celui flământ? Cine este cel flământ, spune Sfântul Simeon? Sufletul tău este flământ. Și atunci în post, ce hrană trebuie să-i dai sufletul? Să-i dai pe Hristos. Să te pregătești de Sfânta Împărtășanie. Împărtășește-te în post. Și nu numai în post. Ori de câte ori sufletul tău dorește să se unească cu Hristos. Ori de câte ori sufletul tău se vede netrebnic pentru a se împărtăși, exact atunci să te duci să te împărtășești. Pentru că n-ai să te faci vrednic fără El. Ca să fii vrednic să-L iei pe Hristos, nu te poți face vrednic decât în prezența Lui. Și atunci când te socotești nevrednic să te împărtășești și nu te împărtășești, cazi într-o mândrie atât de perfidă, este cea mai perfidă mândrie, să crezi că tu cândva pregătindu-te vei fi vrednic să te împărtășești cu Hristos și nu te vei face vrednic să te împărtășești cu Hristos avându-L pe Hristos în tine și ajutându-te El să te învrednicești altfel. Niciodată. Spune Sfântul Antonie cel Mare, dacă aștepți să fii vrednic de a te împărtăși, nu te vei împărtăși niciodată. Cine este cel însetat? Sufletul nostru. Dorul după Dumnezeu, dorul de a ajunge acasă în Împărăția Dumnezeu. E sufletul nostru. Atunci dă-L pe Dumnezeu. Cine este cel gol de fapte bune, spune Sfântul Simeon? Sufletul nostru. Dacă vrei lumina lui Dumnezeu, fă faptele luminii, spunea un părinte cuvios. Și atunci,
Vedeți? Cine este cel străin? Păi sufletul nostru. Nu suntem în exil? Nu suntem străini de Împărăția lui Dumnezeu? Nu trebuie să ne întoarcem în... Noi suntem cei străini. Haideți să ne întoarcem acasă. Cine este cel întemnițat? Nu sufletul nostru care este întemnița egoismului? Ce este altceva egoismul decât temnița sufletului? Nu? Și atunci, vedeți, ce interpretare grozavă în catehezele Marele Sfântului Simeon Nouă Teolog le găsim. Deci, iată, dragii mei, că în această duminică a Înfricoșatei Judecăți ne înțelegem mult mai bine pe noi înșine și înțelegem cum anume trebuie să pornim la drum către Înviere prin această călătorie apostolului. Duminica izgonirii lui Adam din Rai este rezumă întreaga pregătire pentru post, acel lucru pe care vi l-am spus, am fost izgoniți din Rai în această stare de supraviețuire, nu de viață, și, bineînțeles, să nu uităm că Dumnezeu nu doar că l-a izgonit pe Adam din Rai, dar i-a și promis ceva. Sămânța care se va naște din femeie va zdrobi capul șarpe. Adică va veni acea zi în care eu mă voi face om, nu? Întreaga treime s-a întrupat Fiul, dar întreaga treime a participat, nu? Duhul Sfânt s-a pogorât și a lucrat, nu? Zămislirea, iar Tatăl Ceresc a binevoit și a adumbrit, a protejat pe Maica Domnului ca firea ei să nu fie cumva vătămată de acest act dumnezeiesc al întrupării, de unirea firii Fiului, firii dumnezeiești, nu? Cu firea umană. De aceea postul începe ca o întoarcere acasă, ca o eliberare din robia păcatului. După aceea este foarte important să înțelegem că postul fiind o lucrare duhovnicească și nu doar o serie de reglementări de a ne abține de la anumite bucate sau de a împlini un oarecare ritual, să spunem, al purificării, al curățirii, ci este în special o atmosferă duhovnicească, o deschidere a minții noastre către marile realități duhovnicești. Care sunt aceste realități duhovnicești? Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. În perioada postului avem mare nevoie să ne apropiem de înțelegerile tainelor dumnezeiești. De a pricepe din ce în ce mai mult ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Pentru că dacă nu înțeleg, atunci nici nu am cum să ajung la iubirea de Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Pavel lucrul acesta. La cunoaștere se adaugă credința, iar credința mulțindu-se sporește dragostea. Deci nu putem să ajungem la finalul călătoriei noastre, la acea îmbrățișare din capul scării cu Hristos, la acea îmbrățișare în care suntem primiți în Împărăția lui Dumnezeu, ne unim cu El, dacă noi nu încercăm să pătrundem în această atmosferă de luminoasă întristare. Trebuie să ne întristăm că suntem în exil, că am fost izgoniți din Rai, dar această întristare nu trebuie să ne ducă la deznădejde, ci să ne ducă la o determinare, la o luptă. Pentru că, dragii mei, știm, cred că toți cei de aici știu lucrul acesta, că mântuirea este o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu. Mântuirea nu este doar din partea lui Dumnezeu sau doar din partea exclusivă a omului. Acestea sunt erezii. Nu ne mântuim în chip predestinat și nici nu ne mântuim ca rezultat al eforturilor personale. Amândouă aceste extreme sunt eretice. Ci mântuirea, o spun toți Sfinții Părinți, începând cu fericitul Augustin, el a foarte mult a luptat pentru acest lucru. Uneori a exagerat un pic rolul Harului Dumnezeu, de aceea unii din ucenicii lui au dus către predestinare teologia lui, dar este atât de important, atât de important să înțelegem că trebuie să punem și noi un efort. Trebuie să începem și noi să facem ceva. Și atunci, există două tipuri de post. Există postul ascetic și postul total. O postul negru.
Postul ascetic sau nevoitor, nu? Este pe măsura fiecărui. Ne abținem de la anumite alimente, da? Acesta este o nevoință. Deja. Iar postul total este postul negru, da? Care se mănâncă doar pâine și apă seara după apusul soare. Acest post este, nu știu de astăzi mai mult pentru călugări, dar știu precis, sunt și foarte mulți creștini în lume, am întâlnit sărani agricultori care țin acest post negru prima săptămână și ultima săptămână, ei nu mănâncă, chiar am întâlnit oameni creștini de rând, cu familie, cu servici, care nu mănâncă absolut nimic în prima săptămână și ultima săptămână. Și am avut ocazia, dragii mei, cei care aveți cunoaștere despre medicină, cunoștințe medicale, știți foarte bine ce se întâmplă cu bacteriile din gură atunci când nu mănânci niște zile și nu bei apă. Așa. Am spovedit credincioși care au făcut acest exercițiu și din gura lor ieșea miros de mireasmă, de sfințenie, de sfinte moaște. Am trăit în pe viu această minune. Deci, atât de mare este sfințenia acestui exercițiu, dar absolut legat de postul minții, care este mult mai greu. Ce este postul minții? Abținerea de la păcatele minții. De la păcatele sufletești. Și este foarte greu. Cuviosul Iosif Isihastul, dragii mei, într-o cuvântare al sa, vorbește atât de lămurit despre ispitele de-a stânga, care sunt ale trupului, lăcomia, desfrânarea, trândăvia, care, spun el, sunt foarte ușor de luptat cu ele, pentru că ele produc rușini. Și atunci, acea rușine duce și la o răstignire. Când te duci la spovedanie, te răstignești de rușini. Crucea rușinii este răstignirea sinelui. Părinte, mi-e rușine, dar am făcut aia, am făcut aia. Nu? Spunem păcatele și mai ușor le identificăm. Nu? Pentru că ele rămân întipărite altfel în memoria noastră. Dar ce facem cu ispitele de-a dreapta, care sunt țin de mândrie, de judecarea aproapelui, de grăirea de rău? Pentru că toate aceste ispite vin îmbrăcate în haina dreptății. Am dreptate. Dar eu știu mai bine. Dar de ce e acel lucru? Pentru că nu e corect. Dar nu e corect, dar nu e cinstit. Și atunci, îmbrăcăm în haina dreptății, a corectitudinii, îmbrăcăm în special faptele altuia. Sau poziția noastră față de păcatul altuia. Avem dreptul să-l cicălim, avem dreptul să-l judecăm, avem dreptul să-l bârfim, pentru că avem dreptate, pentru că ceea ce a făcut el nu este drept. Și atunci, justificându-ne, dragii mei, niciodată nu ne vom pocăi de acele fapte. Și atunci, nu înseamnă că postul trupesc nu ne este de folos pentru postul sufletesc. Pentru că vă spun sincer, în prima săptămână a postului mare la mănăstire, e un pic mai aspru. Nu spunem ce, dar e mai aspru. Așa. E bucătăria închisă. Așa, s-a închis de bucătărie. Nu se mai gătește nimic. Da. Da. Butelia deja e terminată. Dar după ce au trecut câteva zile, mi-a venit un gând de a judeca pe cineva. Și vă împărtășesc această experiență. Și fiind în starea aceea de slăbiciune, imediat a venit așa și celălalt gând. Păi, în halul în care ești, poți să te iei la trântă. Judecă tu. Dar ce poți să-i faci? Că nu poți să-i faci nimic, că ești slab. Și atunci a venit un alt gând și mai adânc. Câtă răutate este în tine? Vezi? Vezi cât ești de rău? De ce ai gândit tu despre fratele tău așa ceva? Deci, vedeți? Postul de bucate ne ajută să conștientizăm. Spunea Părintele Rafael Noica, poate țineți minte, a fost o perioadă în care foarte mult a fost Părintele în atenția bisericii noastre, în atenția noastră, nu mai ales când a venit în România, l-am descoperit pe Părintele Rafael, spunea că mergând la o mănăstire, o măicuță îi spune, mă luau mănăstire de maică, o maică îi spune, Părinte, zice, sunt foarte dezamăgită, că de când am venit în mănăstire, mă văd mult mai păcătoasă. Iar Părintele a spus, nici nu știi ce ai spus, mai spune o dată. Da, Părinte, că mă văd mult mai păcătoasă. E, maică, te vezi?
Că înainte nu te vede. Și înainte erai la fel, dar nu te vede. Atunci, vă dați seama, perioada aceasta postului limpezește mintea. Sfântul Ignatie Brâncianinov spune să nu-mi zică mie cineva că zemurile care circulă prin trup nu influențează gândirea. Și mai ales este foarte important de reținut un lucru. Că unirea firilor comunică însușirile. Deci dacă noi ne unim cu firea animalelor, pentru că odată ce am mâncat carne, carnea devine parte din mine. Și atunci se unește firea animală cu firea umană. Și atunci animalul comunică însușirile lui. Nu? Și atunci însușirile animalice ne pot ajuta la ceva în demersul nostru duhovnicesc de a ne asemăna cu Dumnezeu sau ne trag către cele căzute. Vedeți? La fel și unirea cu Hristos ne comunică însușirile. Da? Pentru asta s-a unit cu Hristos cu noi. Pentru că omul era atât de slăbănogit încât dacă Hristos nu se unea ființial cu noi, n-avea cum să ne comunice. Pentru că din exterior nu se poate comunica nimic. Din exterior rămâne totul la nivel superficial. Ai văzut pe cineva, abia când îl iubești, îl cunoști. Nu îl cunoști că l-ai văzut. Abia când îl primești în inima ta, abia atunci l-ai cunoscut. Cu adevărat. Și atunci, unirea firilor comunică însușirile. De aceea, postul este vegetal. De ce? Vegetalele, dragii mei, sunt pentru noi o pedagogie divină. Ele se hrănesc din lumină. Din foton. Ele se hrănesc din minerale care sunt nepătimașe. Da? Se hrănesc din lumină, care este Dumnezeu, energia, e harul lui Dumnezeu, lumina e harul lui Dumnezeu, dar și lumina creată, nu? Și lumina creată este tot din lumina necreată. Este creația lui Dumnezeu. Și totodată plantele toate au această însușire de a crește. Și noi trebuie să avem această însușire de a crește. Dar nu ne mulțumim cu nivelul la care le avem. Dar ne autodepășim permanent. Vedeți? Ce mult înseamnă înțelesul a ceea ce face. Atunci, plantele, hrănindu-ne cu plante, ne ajută să asimilăm lumină. Ne ajută să asimilăm mineralele care sunt nepătimașe. Și atunci, însușirea mineralelor este de a ne curăți, de a ne menține metabolismul nostru. Cât de important, nu știu foarte bine, fierul, magneziu, toate celelalte. Cât de importante sunt acestea. Mai mult decât atâta, să nu uităm că și plantele au proteine. Iar proteina vegetală este mult superioară proteinei animale. Pentru că se asimilează în corp 80%, iar proteina animală doar 5%. Nu? Nu știu dacă spun corect, cei care de nutriționiști știți mai bine ca mine. Dar știu că proporția este extraordinară. Cei care mănâncă carne în post, ei nu mănâncă pentru altceva decât sau nu vor să țină postul, că nu înțeleg ceea ce v-a spus mai înainte. Unirea firilor comunică însușirile. Și atunci, ce spune? Nu pot să țin post. Păi de ce? Pentru că deja ai însușiri animalice. Și atunci animalul e lacom. Mănâncă tu carne de porc și pretinde după aceea să nu fii lacom. N-ai cum. Nu mai poți. Pentru că odată ce carnea te domină, nu? Te domină însușirea animalică. Ia lasă tu, fă un exercițiu de voință, rupe-te un pic, dar n-ai cum să te rupi decât dacă înțelegi. Dacă nu înțelegi, nu ai cum. Pentru viața duhovnicească în post, pentru a putea domina și scoate cumva din noi însușirile animalice, pe care le-am dobedit în perioadele de, nu? De dezlegare. Avem foarte mare nevoie de rugăciune. Extraordinar de mare nevoie de rugăciune. Și modelul cel mai important al rugăciunii și rugăciunea care cel mai des se repetă în postul mare este rugăciunea Doamne miluiește, nu? Care nu este altceva decât prescurtarea Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Aceasta este, de fapt, rostul lui Doamne miluiește, dar în postul mare, la paveceriță, la ceasuri, la care se zice de 40 de ori, da? De 40 în diferite cicluri, de câte 40 de ori, da?
Și spun Sfinții Părinți că acest Doamne miluiește de 40 de ori, curăță păcatele mici săvârșite pe parcursul zilei. Dacă seara înainte de culcare ai zis de 40 de ori Doamne miluiește, ești curățat înaintea lui Dumnezeu de păcatele mici. Adică vii în stare de umilință, da? Vii în stare de pocăință, când spui Doamne miluiește, nu este altceva decât miluiește-mă Dumnezeu, nu al lui David. Așa? Și atunci, această rugăciune a lui Iisus este rugăciunea care ne ajută cel mai mult în post să intrăm în stare de comuniune cu Dumnezeu. Și a doua rugăciune, la fel de importantă, este rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. Această rugăciune a Sfântului Efrem Sirul este o rugăciune terapeutică. De ce? Pentru că ea începe cu cele mai mari păcate ale omului. Sunt boli ale sufletului. Boli care fac imposibilă legătura cu Dumnezeu. Pentru că dacă îl vrem pe Dumnezeu, în primul rând trebuie să-L recunoaștem ca stăpân. De aceea Sfântul Isaac Sirul spune, Sfântul Efrem Sirul spune, începe această rugăciune numindu-L pe Dumnezeu Doamne și Stăpânul vieții mele. Dar nu spune să nu-mi dai trândăvie, iubire de stăpânire și grăire în deșert. Da? Ci spune Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grijii de șer. De ce face această precizare Sfântul Efrem Sirul? Pentru că știe că în spatele fiecărui păcat este un demon. Este un duh necurat. Și atunci ce spune prin aceasta? Că Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grijii de șer numit la mie. Doamne, izbăvește-mă de ispitirea demonului. Dragii mei, omul singur nu greșește. Niciodată. Până nu este împins, până nu este ispitit, greșeala greșelii e că de ce accepți ispita? Că ispita nu-i păcat. A fi ispitit este prima treaptă a păcatului, care nu este socotită păcat. E doar începutul, să spun. Ispitirea nu e canonizată. E o propunere. Este o propunere din partea demonului de a săvârși. Așa. Și atunci, întoarcerea la Dumnezeu începe cu această tămăduire de aceste boli ale sufletului fundamental. De ce începe cu trândăvie? Pentru că trândăvia este practic anihilarea energiei care pune sufletul în mișcarea dorinței. Da? Deci trândăvia strivește energia duhovnicească. Nu? Trândăvia mai este numită, sau acest duh al trândăviei mai este numit și achedie. Adică duhul achediei, adică duhul anihilării, a distrugerii oricărei energii de voință, oricărei energii duhovnicești, oricărei puteri sufletești care îl face pe om să lupte. Această trândăvie este urmată de grija de multe. Adică împrăștierea minții după trândăvia trupului, după strivirea energiilor sufletești, omul, ca să nu se mai gândească la Dumnezeu, Duhul necurat îi împrăștie mintea. Și cred că cea mai bună definiție a vremurilor pe care noi le trăim nu este altceva decât vremurile împrăștierii minții. Suntem atât de invitați la tot felul de lucruri, atât de aproape că suntem violentați așa să primim, suntem invadați, suntem striviți de reclame, de spoturi publicitare, de tot felul de, în permanență, grija de multe, da? Care duce la sinuciderea sufletului. Pentru că nu le poți cuprinde. Oricât de multe ți s-au oferit, ele ce fac? Golesc sufletul. Cu cât ești împrăștiat în mai multe lucruri, cu atât ești mai gol. Sufletește. Pentru că toate acestea nu hrănesc suflet. Și atunci, de la această deznădejde, această golire a sinelui de orice energie, duce la sinuciderea sufletească. Iubirea de stăpânire nu este altceva decât văzându-te gol, crezi cumva că te umpli stăpânindu-i pe celălalt. Dar, de fapt, nu faci altceva decât să-i ucizi și pe ei. Să le transmiți acea stare de cădere pe care tu ai, să le transmiți și celorlalți. Și după aceea,
După ce ni s-a strivit energia duhovnicească, după ce am ajuns la sinucidere, după ce am ajuns la crima duhovnicească, de la tocăni pe altul, fă așa, nu că trebuie să faci așa, nu că nu e bine așa, că trebuie să faci așa. Încercăm să-i punem pe ceilalți niște tipare uneori atât de înguste, să-i înghesuim acolo. Dumnezeu vrea să-i facă Dumnezei pe oameni, pe toți cei din jurul nostru, inclusiv pe noi, și noi vrem să-i punem în tipare umane. Se punem în tiparul succesului, a profesionalismului, a câștigării de bani, a prestigiului în societate. Păi asta se întipare foarte îngust. Comparate toate acestea cu îndumnezeirea? Nu? Ce sunt? Nimicul. De aceea este o crimă sufletească să încercăm să-i înghesuim pe cei din jurul nostru în tiparele sociale sau în tiparele ideologice mai nou. Nu? Nu. Înghesuim pe copiii noștri în noaptea minții. După aceste lucruri vine grăirea în deșert, care ne duce la o zădărnicie a vieții noastre, dar mai mult atât, o zădărnicire a planului lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că noi ne zidim prin cuvânt. Adică prin cuvântul lui Dumnezeu. Și prin cuvintele care conțin pe Dumnezeu. Pentru că, spune Sfântul Ignatie Brancianinov, ce este altceva cuvântul Scripturii sau cuvântul Revelației decât cuvântul lui Dumnezeu îmbrăcat în haina cuvintelor omenești ca să ne poată fi nouă accesibil. Noi nu ne-am putea împărtăși de cuvântul lui Dumnezeu dacă El nu s-ar fi smerit în a se îmbrăca în haina cuvintelor omenești. Însă cuvântul omenesc nu este doar zgomot, nu este doar comunicare rațională, ci este și conținut energetic, conținut duhovnicesc. Nu? Și cel mai bogat cuvânt în conținut duhovnicesc, nu? Este cuvântul te iubesc. După care, cuvântul te iert. Aceste două cuvinte sunt cele mai bogate în conținut duhovnicesc. După care vine cuvântul cred, Doamne, nu? Doamne, fie-ți milă de mine, păcătos. Deci, toate cuvintele bisericii, Doamne, miluiește-mă. Nu? Sunt cuvinte cu conținut duhovnicesc. Și atunci, în clipa în care noi le rostim sau le auzim rostite, ne hrănim cu harul dumnezeiesc, care este conținutul, sau dacă vreți, cum în pastile există principii active, da? Și în aceste cuvinte există principii active, energii divine, cu care noi, hrănindu-ne, ascultându-le, ne îndumnezeim. Deci procesul de îndumnezeire a omului se face și prin ascultarea cuvântului. De aceea, câteodată așa, la câte o predică, la câte un cuvânt duhovnicesc, nu? Simți așa că te-ai cărcat, simți că te-ai lămurit, simți că te-ai luminat, simți că te duci acasă încărcat cu o hrană deosebită, cu o stare de liniște. La fel cu medicamentul ce faci. Tu lânghiți. Ți-a spus doctorul că e bun. Ai mai citit și prospectul. Cât poți să înțelegi acolo din limbajul ăla, nu? Criptic așa, al acelor hârtiuțe, nu? Da, nu mai vorbim că dar citești și contraindicațiile, nu mai citești. Dar totuși îl iei. Și te simți mai bine. Mă, uite că și-a făcut efect. Uite, pe câteva zile a început să mă lase durerile, să treacă simptomele și așa mai departe. După care, odată vindecați, nu? Niciodată o casă, cât de frumoasă ar fi ca nouă, nu are valoare dacă e goală. Nu? Deci noi ne-am vindecat, am golit, am scos duhurile din, nu? Să nu uităm că și la Sfântul Botez este alungat Duhul, care spune Sfântul Macare, cel mare, că până la botez duhurile necurate operează în interiorul omului, iar după botez ele doar din afară, pentru că este scos, să se depărteze de la dânsul tot vicleanul necuratul Duh, care se ascunde, se încuibează în inima lui. Și preotul suflă, așa cum a suflat Dumnezeu la creație, și în puterea suflării lui, iese Duhul necurat din om. Atunci începe, nu? Împodobirea casei cu aceste virtuți. Duhul curăției, al smereniei, al răbdării, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește mie slujita. Curăția, dragii mei, nu este doar legată în mod eronat de sexualitate. Sfinții părinți traduc cuvântul sofrosini, deci în limba greacă este cuvântul sofrosini, care înseamnă întreaga înțelepciune.
Întreaga înțelepciune. Ce este această curăție? Se vorbește despre cea mai curată dintre ființele care au trăit pe acest pământ și care sunt acum în, care este acum în ceruri, împărăteasa cerului și a pământului, Preasfânta Fecioară Maria, că ea a fost persoana care a avut întreaga înțelepciune. Ce înseamnă asta? Niciodată nu și-a mutat mintea de la Dumnezeu. Deci întreaga înțelepciune înseamnă a nu-ți muta mintea de la contemplarea lui Dumnezeu, fiindcă spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, mintea omului a fost creată să fie tron al lui Dumnezeu, al Preasfintei Treimi. Prin ce este tron al Preasfintei Treimi? Prin neîntrerupta legătură între gândirea noastră și prezența lui Dumnezeu. Deci, întreaga înțelepciune, aceasta este. Și este legată de dorință, este legată de smerenie, este legată de conștientizarea exilului, este legată această întreagă înțelepciune. Și atunci, acest demers, nu? De conștientizarea bolilor de care suntem, nu? Vădămați și de dorința de a ne curăți, nu? Prin această întreagă înțelepciune. Și iată că nu se poate avea întreagă înțelepciune dacă nu avem gândul smerit. De ce nu ni se spune smerenie? Pentru că și smerenia se naște tot în mintea omului. Și atunci gândul smerit, nu doar smerenia și nu avem nevoie de o smerenie din aceasta afișată, ci de smerenia gândită. Acum spunea Părintele Arsenie Papacioc, smerita smerenie. Adică este smerenia care pornește din gândul cel smerit. Nu? Pentru că Dumnezeu n-a venit, spune un Sfânt Părinte, să vindece coaja acestei făpturi omenești, ci miezul ei. Și atunci, miezul ființei umane este gândirea lui. Nu? Știți foarte bine, Avata Dei de la Vitovnița, nu? Cât de mult pune accent pe gândul, și Sfântul Paisie, cu Sfântul Paisie, aghioritul, nu? Gândul cel bun. Dacă cum gândești, așa trăiești. Cum ți-e gândul, așa ți-e viața. Și Cuviosul Paisie spune atât de mult, nu? Totdeauna să avem gândurile cele de-a dreapta, adică gândurile cele bune, să nu primim în inima noastră niciun gând rău. Aceasta este întreaga înțelepciune și gândul cel smerit. Răbdarea de care avem nevoie este semn al așezării în starea noastră duhovnicească. Odată ce omul a căpătat răbdare, el dovedește că e un om duhovnicesc. Dacă nu avem răbdare, înseamnă că nu suntem duhovnicești. Adică, nu avem gânduri smerite și nu avem întreagă înțelepciune. Adică, nu suntem într-o conectare permanentă cu Dumnezeu. Nu suntem raportați la stăpân, cum spunea Petrețuțe. Părinte, sunt deja 12 oftaturi, ați simțit? Da? Adică au trecut 12 ore de când vorbesc? Nu, s-au gândit că n-au răbdare. Așa, da. 12 persoane. Le-ați simțit fiecare oftat și gânduri. Nu în ultimul rând, ca o cunună a acestei podoabe a sufletului nostru, dragostea, care este plinătatea vieții duhovnicești și toată această stare de tămăduire, nu? Această rugăciune a Sfântului Crescire este însoțită de metanii, care nu sunt altceva decât o reînnoire a mișcărilor botezului de afundare. Nu? Coborâre și ridicare. Coborâre și ridicare. Adică ne îngropăm împreună cu Hristos și ne ridicăm în înviere împreună cu El, făcând și trupul participant la acest demers duhovnicesc, la această lucrare duhovnicească de tămăduire și de împodobire. Nu? Deci murim atunci când ne coborâm și când ne ridicăm, înviem împreună cu Hristos. Nu știu cât timp a trecut. Da? Aș mai avea câteva lucruri. Nu mai gândiți la asta. Să aveți răbdare cu noi. Acum, mă gândesc nici să nu vă strivesc așa. Că după aceea eu știu cât de răbdător ar fi omul, părinte, ridică piciorul că m-ai călcat. Ați venit de la 400 de kilometri. Așa. Noi cu dragoste vă ascultăm. Dragi, și ne bucurăm. Încă două lucruri fundamentale în această perioadă a postului. Sfânta Scriptură. În această perioadă se citesc foarte multe paremii și foarte mult psalmi. Pentru că în această perioadă, care pare un fel mai monotonă, sunt multe lecturi, e mult de citit, mult, foarte mult de citit, pare o monotonie. Dar această monotonie, această lecturare, ce dar are în perioada aceasta postului? De a ne aduce la o liniștire. Tot zgomotul acesta din afara, tot zgomotul din viața noastră, trebuie să rămână la ușa bisericii. Trebuie să rămână la ușa minții noastre.
Și să ne apucăm de lectură, de a ne liniști. Și, dar nu o liniște pasivă. Nu o liniște tip nirvana, nu. Nu, nu. Ci o liniște ca o îmbogățire. O liniște în care noi ne îmbogățim sufletește prin cuvintele vieții veșnice. Pentru că Sfânta Scriptură, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, nu? A spus Apostolul, unde să ne ducem, Doamne, de la Tine, că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Atunci, așa cum am spus mai înainte, prin cuvânt ne hrănim sufletul și atunci ne luăm viață din revelația dumnezeiască. Cercetați Scripturile, căci în acelea veți găsi viața veșnică. Și atunci, noi în starea de supraviețuire trebuie să ne încărcăm cu viața veșnică. De unde o luăm? Și din, deci, din abstinență, din rugăciune, dar și din lecturile Sfintei Scripturii. Este hrana vie a Sfintei Scripturii. Toate aceste texte sunt foarte multe din ele reproduse în cartea specifică a acestui post, care este numită Triod. Triodul, dragii mei, a fost conceput la începutul Bisericii pentru a-i pregăti pe catehumenii care veneau în Biserică în această perioadă să se boteze de Paște. Deci știm foarte mult că în perioada de inițiere a Bisericii exista instituția catehumenată. Adică erau diaconii, în mod special, spune Sfântul Dionisie Areopagit, diaconii, în mod special, se ocupau cu învățarea catehumenii. Preotul cu luminarea credincioșilor și episcopul cu îndumnezeirea preotului. Asta era lucrarea ierarhică în biserică. Nu se ocupa episcopul cu administrație. Nu avea nicio treabă. El se ocupa cu îndumnezeirea preoților. Pentru că preoții îndumnezeiți, plini de Harul Duhului Sfânt, da? Îi luminau pe credincioși și îndumnezeau pe credincioși și pe diacon, iar diaconii îi învățau pe catehumeni. Și atunci, această carte ne arată rostul duhovnicesc al postului, care este unul adânc. Și suntem avertizați la ce pericol ne expunem dacă postim în mod fariseic, de ochii lumii. Iată ce spune în Miercurea din Săptămâna Brânzii. De bucate postindu-te suflete al meu, și de pofte necurățindu-te, în deșerte lauzi cu nemâncare. Că de nu ți se va face ție pricină de îndreptare, ca un mincinos vei fi alungat de la Dumnezeu și demonilor celor răi te vei asemăna. Să postim credincioșilor de mâncările cele ce ne strică și de patimile cele pierzătoare și împreună cu tâlharul să ne întoarcem în patria cea din tâi. Să lăsăm desfătarea trupească și să creștem darurile sufletului. Căci vremea postului este veselă, pentru aceasta săturându-ne din destul de curăția cea luminată și de dragostea cea curată, de rugăciunea cea luminoasă și de toate celelalte bunătăți, să strigăm luminat în ziua Învierii, Doamne, slavă Ție! Este mare păcat că în vremea noastră această carte numită Triod nu prea este cunoscută. Un părinte arhimandrit Macarie, de undeva de prin Moldova, nu mai țin minte la ce mănăstire, dar trebuie căutată, a tâlcuit Triod, a făcut o tâlcuire a Triodului. Și este interesant de căutat. Noi la mănăstire zilnic facem lectură din această carte, pentru că în fiecare zi există un canon alcătuit din trei cântări a câte trei alte strofe, să spunem așa. Și în aceste lecturi, care sunt scurte rugăciuni, scurte propoziții, se face o pregătire extraordinară a sufletului nostru și, bineînțeles, parte din ele la liturghia darurilor care se face în cursul săptămânii și sunt fericit că se face. Chiar azi dimineața intrase
intraseră câțiva în panică că nu am scos Sfintele Agneție. Așa, spunându-le că asta e în obicei la noi la mănăstire, fiecare duminică scoatem Sfintele Agneție pentru, pentru liturghia de-a lor. Cei care veniți la această liturghie să fiți foarte atenți la strană, pentru că parte din cântările de la strană, paremiile care se cântă, psalmii care se citesc și mai departe, toate acestea fac această pregătire ca postul nostru să fie nu doar de bucate, ci să fie și un post duhovnicesc și nu doar de tămăduire a bolilor, ci și de împodobirea sufletului cu virtuții. De aceea este atât de important ca în această perioadă să ne urnim cumva la săvârșirea faptelor bune. Adică să nu stăm, da, țin post, mă duc la biserică, mă rog acasă, dar nu interacționez cu fratele meu în nevoie și în suferință. Nu dau de mâncare celui flămând, nu încălzesc pe cel străin, nu, măcar o vizită la un bătrân, măcar un copil orfan ajutat. Pentru că dacă nu punem în lucrare virtuțile, da, ele, ca și credința, ca și toate virtuțile acestea despre care am vorbit, dacă nu le punem în lucrare, ele dispar. Scad până la dispariție. Nu? Orice lucru bun, orice aptitudine a unui om, de exemplu un artist, care are darul acesta de a picta. Dacă stă o perioadă de timp să nu picteze, când va pune mâna pe pensul, o să-i tremure pensul. Nu o să mai fie capabil să ajungă la pensul. Un sportiv, cât de performant ar fi el, dacă se lasă 2-3 ani de zile, nu mai aleargă, nu mai face, nu? Nu mai exersează, atunci va scădea. Așa și noi credincioșii. Să nu uităm că suntem atleți al lui Hristos. Să nu uităm că trebuie să alergăm în această viață. Să nu uităm că avem o călătorie de dus. Așa? Și atunci, această carte a Triodului ne pregătește. Este o operă extraordinară prin canonul Sfântului Andrei Gritean, care se cântă la început în cele 4 seri, nu? La Păveșenița Mare și acum în miercuri aceasta, integral, acest canon. Denia Catistului Maicii Domnului. Nu mai vorbim de slujbele din săptămâna patimilor. Nu mai vorbim de duminicile, fiecare duminică cu rostul ei, pentru că este atât de important, dragii mei, și foarte, foarte succint, așa, o să punctăm cumva duminicile postului. Pentru că sunt foarte importante. Duminica Ortodoxiei este, care ne vorbește despre biruința Ortodoxiei prin îndepărtarea și învingerea tuturor ereziilor și nu în mod hazardat așa se încheie seria celor 79 de ecumenice cu iconoclasmul, cu biruința icoanei. Pentru că noi toți suntem icoane ale lui Dumnezeu. Mântuitorul Hristos a venit, s-a unit firea sa dumnezească ca să transfigureze firea noastră. Și atunci ce este icoana? Icoana este omul transfigurat. Este omul îndumnezeit. Și atunci biruința Ortodoxiei nu stă într-un soi de triumfalism al unei culturi de excepție. Ci triumful Ortodoxiei suntem noi creștinii ortodoxi. Adică dacă am ajuns la îndumnezeire. Și calea Ortodoxiei de a-L îndumnezei, posibilitatea de a te îndumnezei în Biserica Ortodoxă, este dovedită clar prin prezența Sfinților. Prin Sfintele noastre. Și prin prezența Sfinților. Și atunci, iată că Ortodoxia duce la îndumnezeire, duce la Sfințenie. Și aceasta este icoana omului. Nu? Părintele Dumitru Stăniloae spunea, nu? Că omul este chipul iconic al lui Dumnezeu. După aceea, Sfântul Grigorie Palama, următoarea duminică, ne arată prin ce anume putem să ajungem la îndumnezeire. Prin ce anume. Care este puterea, care este cu ce operează Dumnezeu în noi de ne îndumnezește. Și prin dovedirea clară, lămurită a naturii necreate a Harului Dumnezeiesc, ne arată că acest Har necreat, care izvorăște din ființa lui Dumnezeu, fiind necreat, adică mai presus de fire, mai presus de orice, de orice concept al nostru, este o energie care nu se poate cuantifica, dar care vine, izvorăște din Dumnezeu, așa cum sufletul omului a fost creat prin suflare dumnezeiască, nu printr-un act mecanic, nu? A fost creat prin suflare, este de altă natură decât materia, așa? Așa, acest Har care este de natură divină, este necreat ca și Dumnezeu, acest Har dumnezeiesc, nu? Ne poate ajuta să ne îndumnezeim.
După aceea, Duminica Sfintei Cruci ne arată că în această călătorie avem și arma cea mai puternică, care ne ajută să ne izbăvim de toate duhurile. Nu? Duhul trândăvie, Duhul... Deci, nu te poți lupta cu duhurile decât cu o armă. Și arma crucii este cea mai importantă. Dar să nu uităm un lucru, că fără biruința sinelui și fără dorința de a birui sinele, nu ne folosește la nimic această armă. Mai ales că nu crucea noastră ne mântuiește, ci crucea lui Hristos. Să nu creadă cineva că ducându-și crucea se mântuiește. Trebuie să duci crucea lui Hristos. Adică, să duci crucea așa cum a dus-o Hristos, cu dragoste. Nu în mod filosofic, cumva așa, să ne resemnăm ca stoicii, nu? Să ne resemnăm și, păi ce se face, asta e, n-ai ce face, trebuie să suferi, trebuie să duci. Acest stoicism este păgân. În Acatistul Sfintei Cruci spune, cum să fug eu de cruce, văzând pe Domnul meu că o îmbrățișează și că o iubește. Deci, țineți minte, deci, iată, noi trebuie să purtăm crucea lui Hristos, nu crucea noastră. Și să nu uităm un lucru. Cea mai mare suferință și răbdare și zmerenie a lui Hristos a fost asumarea vinovăției noastre, asumarea păcatelor noastre. Deci aduce crucea lui Hristos înseamnă a nu da vină pe celălalt că te-a supărat, ci a-ți asuma că El a greșit datorită ție. Tu ești vinovat că El ți-a greșit. Și să nu uităm, este un moment crucial în istoria temnițelor care au născut atâția sfinți. Părintele Sofian, Boghiu, se întorcea de la tortură râzând. Era luminos, plin de lumină și zâmbea. Și îl întrebau cei din celulă, cum reușești să faci lucrul acesta? Cum devii de la că ei veneau unii dintre ei săraci, urlând de dureri și urlând de ură împotriva celor care îi torturau deja. Iar Părintele Sofian spunea, dacă eu aș fi fost mai bun, ar fi fost și ei mai bun. Deci el purta crucea lui Hristos. A luat asupra lui păcatul celuilalt. Și-a asumat. În loc să dau vina pe copilul meu că este obraznic, plângă înaintea lui Dumnezeu, Doamne, n-am știut să-l cresc. Iartă-mă, Doamne, că n-am știut să fac din copilul meu un copil al Tău. Doamne, soțul sau soția sau celălalt, eu știu prietenul, mama, tata, cel care vine asupra noastră cu năvală. Nu? Aduce crucea lui Hristos înseamnă a-ți asuma vina păcatului celuilalt. Pentru că prin asta a tămăduit Hristos lui. Prin asta ne-a mântuit Hristos. Asta înseamnă crucea lui. Vedeți? O noi ducem crucea noastră. Nu? A ce treabă am eu cu ăla? Nu, e treaba lui, dacă a făcut-o să o duc. Nu e? Vedeți? După care Sfântul Ioan Scăraru ne arată călătoria noastră pe verticală, nu pe orizontală, dorința noastră de autodepășire, nu? Care începe și în Duminica Pregătitoare, prin Zaheu, iar Sfânta Maria Egipteancă, care ne încurajează, dar ne și atenționează. Ne încurajează pentru că printr-un efort extraordinar de mare pe care i-a făcut și-a depășit condiția și a ajuns de la cea mai adâncă păcătoșenie la cea mai înaltă sfințenie. Dar ne avertizează Sfânta Maria Egipteanca prin citirea vieții ei, prin slujba dedicată ei, că fără efort nu ajungem la nimic. Fără zdrobirea sinelui, fără lepădarea sinelui, fără ură de sine, că Mântuitorul Hristos ne spune clar, cine își iubește sufletul său, îl va pierde. Iar cine își urăște sufletul său, îl va dobândi. Deci, iată, nu urâm sufletul nostru ca și chipa lui Dumnezeu, ci urâm starea căzută în care ne aflăm. Și căutăm dobândirea unei stări de înălțare. Căutăm învierea. Pentru că să nu uităm un lucru, Săptămâna Mare este încununarea postului. Iar în Săptămâna Mare nu ne mai învață Biserica ce trebuie să facem noi pentru a ne
încuruna în iubirea lui Dumnezeu și în dragostea lui în Duminica Luminoasă a Învierii, ci ne arată ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Este cea mai glorioasă din săptămânile creației și a mântuirii. Este pagina cea mai glorioasă din istoria lumii, în care ni se arată cât de mult ne iubește Dumnezeu și că doar prin iubirea Lui a putut să biruiască iadul, a putut să biruiască moartea și a putut să biruiască căderea firii noastre. Și să ne ridice acolo unde nu ne putem imagina. Și nici nu se poate spune, pentru că Sfântul Apostol Pavel a spus că la mintea omului nu s-a suit și nu sunt cuvinte omenești ca să poată să spună ce acolo. Iar Sfântul Ioan Evanghelistul spune că atunci când Hristos va veni într-o slava sa, nu știm cum vom fi, dar știm că vom fi ca El. De aceea, dragii mei, călătorind prin post, cu sinceritate, cu dorință, cu dragoste, înțelegând sensul autentic al postului, înțelegând că această unire a firilor comunică însușirile, înțelegând toată rânduiala bisericii care ne sprijină, ne ajută, ne ghidează, preotul nu se sfințește în locul nostru. Că lasă că îți face preotul, zice preotul, se împărtășește preotul, iar noi nu. Ci prin participare. Pe cât este de mare căderea, pe atât de mare trebuie să fie efortul, nu? După exemplu, Sfinților, având conștiința clară și limpede că ne însoțește Harul Necreat al lui Dumnezeu, Lumina Necreată, prin rugăciune, prin eforturile noastre, să putem și noi să spunem în noaptea strălucită a Învierii, acum toate s-au umplut de lumină, și cerul și pământul, cele de desubt, de să prăznuiască toată făptura învierea lui Hristos întru care ne-am înnoit. Dragii mei, să ne ajute Bunul Dumnezeu să și punem în practică aceste câteva cuvinte pe care le-am rostit în seara aceasta. Suntem conștienți că până nu vrea cineva să se lămurească, nu va fi lămurit. Nici nu încercăm să vă lămurim, ci doar vă arătăm adevărul duhovnicesc al Bisericii, vă arătăm minunata călătorie către bucuria Învierii, însă nu a zice, ci a merge înseamnă a ajunge. Îmi spunea Părintele Arsenie Papacea. Deci vă invităm să călătoriți, vă invităm să vă nevoiți, vă invităm să vă îndumnezeiți, prin împreună lucrarea cu Harul lui Dumnezeu, pentru că cea mai mare dorință a noastră a preoților este să ne întâlnim la Rai și să spunem ca Sfântul Apostol Pavel, voi sunteți cununa apostoliei noastre. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne întâlnim acolo în Împărăție, plin de lumină, plin de dragoste, plin de bucurie, bucurie care se hrănește din izvorul cel pururea curgător al Preasfintei Treimii. Vă mulțumesc din suflet, Bunul Dumnezeu să încununeze și această seară în care, așa cu modestele mele cuvinte și oarecum cu năval așa, mi-am dorit să spun pe toate, n-am spus tot ce am scris aici, ce am spicluit, dar vă îndemn să căutați această carte, Postul Mare, Pași spre Învierea, Părintele Alexandru Șmeman, și Catehezele Mici ale Sfântului Teodor Studitul. În fiecare săptămână a postului sunt două pagini. Deci nu-i mult. Sunt câteva catecheze ale subiectului. Două pagini. Sunt foarte puțin. El vorbește ca medicul. Îți dă două, trei pastile și te-a făcut bine. Așa este foarte... Un medic care nu prea știe mult, îți dă multe medicamente ca zică, bă, nu fie aia bună, nu fie aia lanță, nu fie aia, fie aia lanță. Așa. E, Sfântul Teodor Studitul are această comoară, această carte, Catechezele Mici, da? Deci, în două pagini, în câteva pagini, nu? Ni se arată esențial, în mod esențial, suntem ajutați să înțelegem și să ducem la capăt această călătorie, unde ne vom întâlni într-o îmbrățișare perfectă, într-o îmbrățișare totală și definitivă cu Dumnezeul nostru cel iubit. Amin. Părinte Augustin, am puternic sentimentul în această seară și cred că și toți cei care v-au ascultat, că am citit o carte. Am